În vremea aceea a intrat Iisus într-o sâmbătă în casa unuia dintre căpetenile fariseilor ca să mănânce pâine și a zis către cel care îl chemase, când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici rudile tale, nici vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să-ți fie ca un împrumut. Ci când faci un ospăț, cheamă săracii, neputincioșii, șchiopii și orbi, și fericit vei fi, că nu poți să-ți răsplătească, ci se va răsplăti la învierea dreptilor. Și auzind acestea, unul dintre cei care ședeau cu el la masă a zis, fericit este cel care va mânca pâine în împărăția lui Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ești ceea ce mănânci. Cu ceea ce te hrănești, aceea ești. Dacă omul se hrănește doar cu materie, este un om trupesc. Un materialist, dacă se hrănește cu emoții, este și un om sentimental. Dacă se hrănește și cu informații, este un om psihic, care lucrează și la nivelul rațiunii. Dar toate acestea, fără de hrana duhovnicească, sunt nimic, sunt tot pământ. Deci hrana omului este Duhul Sfânt. Cu ce se hrănea omul în rai, iubiți credincioși? Cu lumină. Din toți pomii raiului să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci cu moarte vei muri. Se hrănea cu rațiunile duhovnicești din lucruri fiind la starea de iluminare. Se hrănea cu energia necreată și trebuia prin ascultare, gestionându-și bine libertatea, să crească și să mănânce la nesfârșit. Din pomul vieții. Din pomul vieții care nu era altul decât Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu neîntrupat. Pentru că în mijlocul raiului era Bunul Dumnezeu, prin Fiul Său. Și atunci, iubiți credincioși, omul a mâncat din ce nu trebuia. A mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului și, de fapt, a fost o folosire greșită a minții și în clipa aceea a flămânzit. În clipa aceea nu s-a mai săturat și în clipa aceea s-a prăvălit la pământ, iubiți credincioși. Lucrarea de restaurare a omului a fost pe firea lui. Ce este ortodoxia? Este firea omului. Deci Domnul a lucrat pe firea omului ca prin această fire să-l rezidească, să-l restaureze. Ce este sfințenia? Felul și firea omului dusă la desăvârșire. Pe această fire a omului, lucrând Domnul Dumnezeu, iată că din toate neamurile, a ales pe poporul acesta, Israel, poporul ales. Dar ce era poporul ales prin tăierea lui împrejur? Nu era decât un centru, iubiți credincioși, în care lucra Domnul pentru toate celelalte neamuri, ca să se împlinească lucrarea la plinirea vremii. În poporul ales, iată că Bunul Dumnezeu, după ani și ani de zile de pregătire, după ce i-a scos din Egipt, după ce i-a trecut prin mare, prin Marea Roșie, după ce i-a purtat prin pustiu, după ce a făcut minunea cu stânca de a curs apă, după ce a făcut minunea cu mana cea cerească, iată că toată acea lucrare pe muntele Sinai s-a urcat Moise, care preînchipuia pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Preînchipuia pe Fiul și Cuvântul Dumnezeu omenit. Și acest Moise a ținut 40 de zile de post, iubiți credincioși. După alți 40 de ani de purtare în pustiul Egiptului, 40 de zile de post, ca să se pregătească, să se urcă 40 de zile
în munte și acolo în rugăciune, în tăcere mistică. Nu orice fel de tăcere, în tăcere mistică, în rugăciune neîncetată, în întunericul mai presus de orice lumină, în teologia apofatică. Acolo Moise a primit de la Dumnezeu, având și angelofanie, văzând îngeri, auzind trâmbițe, văzând fumul acela duhovnicesc, zguduindu-se muntele, având trăiri mistice, având și teofanie acolo, iubiți credincioși, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, a dat prin Moise poporului ales întregii umanități, a dat legea. Adică cuvântul său, înscris pe materie, pe table de piatră, a fost un cuvânt de pregătire și de trecere de la toate păgânismele lumii acestea, de la toate filozofiile, la o lege dată din cer de Dumnezeu. Și a fost o formă și o etapă de întrupare a cuvântului. Și când s-a coborât Moise, iubiți credincioși, din munte poporul era în idolatrie. Se închina la tot ceea ce luase din Egipt, la oale, la urcele, la vrățări, la salbe, și au făcut un vițel de aur și dansau în jur, avându-l pe Moise, prorocul, pe Aron, preotul, avându-l în mijlocul lor. Și s-a supărat tare Moise, cel mai mare și cel mai blând bărbat din istorie, s-a supărat Moise. Și atunci tablele legii s-au urcat iar și a primit iarăși lege de la Dumnezeu. Iubiți credincioși, templul cel sfânt, având trei măsuri, curtea templului, sfânta și sfânta sfintelor, în această sfântă a sfintelor avea un chivot. Chivotul acela nu preînchipuia decât pe preasfânta născătoare de Dumnezeu. În chivot era legea, era toiagul lui Aron, era economia, era acrivia, iar în mijloc era iubirea dumnezeiască, era mana cea cerească, era pâinea care s-a pogorât din cer. Fără de Sfânta Sfintelor, templul Vechiului Testament era ca orice templu. Fără de altarul acesta din Sfânta Sfintelor, altarul ar fi fost ca orice alt altar. Fără de chivot și fără de mană și fără de lege și fără de toiagul Aron, fără de toate acestea din chivot, iată că altarul n-ar fi fost deosebit de alte altare, unde și acolo se aduceau rugăciuni, jertfe, tămâieri, dar nu în numele Dumnezeului celui adevărat, nu în legea care s-a dat din cer, nu având pâinea îngerească care s-a pogorât din cer peste poporul Israel. Deci ce făcea ca acea sfântă, acel altar să fie sfânta sfintelor? Tocmai ce era pe altar, în centru tămâii, centru jertfei, adică chivotul, legea, toiagul, preoția și pâinea cea cerească. Dar, iubiți credincioși, a venit plinirea vremii. Și pâinea aceea, care a fost doar o preînchipuire, a venit momentul să fie în trup. Adică, zice Domnul, eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Și atunci, iubiți credincioși, Fiul și Cuvântul Dumnezeu, care a dat legea în Vechiul Testament, iată că vine într-o apropiere și mai mare față de întreaga umanitate, înomenindu-se din preasfânta născătoare de Dumnezeu, născându-se din Maica Domnului, fiind Dumnezeu adevărat și om adevărat. O singură persoană, două lucrări, două voințe. Dar, iubiți credincioși, postul de 40 de zile pe care l-a ținut Moise ca să primească legea, îl ținem și noi acum ca să primim pe Fiul și Cuvântul Dumnezeu, de data aceasta nu în tablele legii, ci s-a născut din pântecele Fecioarei, din pântecele Maicii Domnului. De ce postim această perioadă? Ca să primim, cum se cuvine, înomenirea Fiului și Cuvântului Dumnezeu. Dar dacă El s-a înomenit și poporul ales nu l-a primit, ce folos? L-au culit și l-au răstignit. Mai rău au făcut. Mai bine de nu s-ar fi născut cel care a vândut și cei care nu l-au primit.
Dacă El s-a omenit și lumea n-a înțeles această lucrare dumnezeiască, vă dați seama că a venit soarele și omul a închis ochii și a vrut să rămână în întuneric? Iată, de data aceasta, Mântuitorul intră într-o sâmbătă în casa uneia din căpetenii, în casa uneia din căpeteniile fariseilor, ca să mănânce pâine. Și a zis cel care îl chemase, când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, a zis către el Domnul. Nu chema pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici rudele tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să-ți fie ca un împrumut. Deci a zis Domnul, ai grijă că pâinea pe care o ai trebuie să o ridici la un nivel, să nu-ți fie ție ca un împrumut, să nu-ți fie ca o lege, ca un troc, pentru că trebuie să te ridici la un alt nivel, căpetenie a fariseilor. Trebuie să transformi pâinea, care este un lucru material, în obiect liturgic. Trebuie să devină pâinea aproape lui, pâinea ta trebuie să devină aproape lui jertfa ta. Pâinea pe care tu o dăruiești trebuie să o consacri în numele Domnului. Și aceea zic rugăciune de mulțumire. Și ai transformat totul în jertfă și liturghie. Ai grijă, fariseule, că pâinea nu ți este dată doar să o mănânci tu sau să o iei spre slavă. Pentru că sunt câte unii care fac mese și atâta se străduiesc și atâta se muncesc și atâta fac efort ca să fie la masă toți, dar caută la fața omului să fie cel bogat, să fie prietenul său, să fie fratele său, să fie rudele sale, să fie o masă frumoasă în casa Domnului, în numele Domnului, dar nu o fac spre slava lui Dumnezeu, ci o fac spre bucuria de a face în mod pământești și o transformă într-o întâlnire lumească, dar Domnul spune, dă și la aceștia dacă sunt ai tăi. Dar să ai la masa ta săraci, să ai la masa ta oameni care nu pot să-ți dea înapoi, să ai la masa ta copii. Copiii au rugăciune puternică în fața lui Dumnezeu. Copiii necăjiți, copii care nu pot mânca cum mănânci tu, copiii care zic din toată inima Bogda proste, copiii care poate n-au văzut niciodată un cozonac cum ai făcut tu pentru cei care au. Dar copilul sărac, iubiți credincioși, este un chip al lui Dumnezeu. Pentru că zice Domnul, de fiecare dată când ai făcut către unul dintre aceștia mici, mie mi-ai făcut. Și lăsați copiii să vină la mine. Nu-i mai alungați precum apostolii. Nu-i mai trântiți. Nu-i mai bușiți. Lăsați copiii să vină la mine. Ca unora, ca acestora este ce? E împărăția cerului. Dacă nu ajungi ca ei, n-ajungi în împărăția cerului. Și atunci Domnul, iubiți credincioși, îi spune așa fariseului, ridică-ți mintea și atitudinea. Pentru că și dacă rămâi la nivelul legii, și dacă rămâi la pâinea din Sfânta Sfintelor, tot n-ai ajuns unde trebuie, este doar o preînchipuire. Și dacă eu ți-am spus că ai la masa ta oameni prin care trebuie să-L vezi pe Dumnezeu și pe mine, Fiul Său, așa a zis Domnul, tu trebuie să treci dincolo toate aceste forme ca să transformi orice gest, orice mișcare într-o închinare, într-o liturghisire, într-o lucrare duhovnicească. Și atunci ești în continuă liturghie, cu pace să ieșim într-un numele Domnului. Dar Domnul spune clar, când faci un ospăț, cheamă săraci, cheamă neputincioși, cheamă șchiopi, cheamă orbi, nu-i judeca. Nu căuta la fața omului, nu căuta mulțumire de la ei, nu căuta slavă pe pământ, dăruiește numele Domnului și atât. Și ți se va răsplăti ție când? La învierea de obște, la învierea dreptilor. Și auzind acestea, iubiți credincioși, unul din cei care ședeau cu el la masă a zis, fericit cel care va mânca pâine în împărăția lui Dumnezeu. Păi cum să mănânci pâine în împărăția lui Dumnezeu? Că acolo nu se va mânca, acolo nu se va bea. Acolo vor fi ca îngerii din cer, nici măcar nu se vor însura. Cum vei mânca tu pâine
ce fel de pâine. Pentru că tu ai trecut de la pâinea aceasta firească, care o mănânci tu în casa ta, ai continuat la pâinea consacrată săracului și ți-ai deschis inima și ai plecat de la minus la plus aici și pâinea aceasta care ai dat-o săracului într-o milostenie ți-a curățat ție inima și mintea. Pentru momentul în care trebuie să consacri pâinea ca cinstite daruri să te duci în sus și cinstitele daruri, adică prescura, se transformă în sfintele daruri, în pâinea care s-a pogorât din cer, în trupul și sângele Domnului, și atunci împărtășindu-te continuu cu Sfintele și Preacuratele Taine, am zis continuu, nici rar, nici des. Pentru că și rar și des tot greșit este, este o dilemă, am zis că e din toși, care nu este bună. Nu te împărtășești des sau rar, pentru că aici este vorba de iubire. Te împărtășești continuu și comunitar. Continuu în relația de iubire cu Dumnezeu și comunitară relația de iubire cu toată biserica și cu toată umanitatea și cu tot universul. Și tu în felul acesta te-ai răstignit și te-ai înviat cu Hristos și te-ai înălțat și ai ajuns la cinzecime în Duhul Sfânt. Și pâinea pe care tu ai luat-o nu este pâine, ci este trupul Domnului. Și vinul pe care l-ai luat nu este vin, este sângele Domnului. Și nu este un simbol, este chiar trup și sânge și este putere dumnezeiască, care te leagă pe tine desăvârșit cu persoana a cărui trup îl mănânci, cu persoana a cărui sânge îl bei, te leagă pe tine desăvârșit cu persoana lui Hristos. Și atunci când te împărtășești, spune acolo, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Astăzi îl cinstim pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Cel prin care Domnul Dumnezeu a scris liturgia numită Sfântul Ioan Gură de Aur. În această liturgie noi ne odihnim, ne bucurăm, pătrundem în taina cea mai mare, ne apropiem de Euharistie. Sfântul Ioan Gură de Aur este Cel pe care noi trebuie să-L pomenim în inima noastră și să ne rugăm la El măcar o clipă în fiecare zi, pentru că se face liturgia Lui în fiecare zi aproape în timpul anului. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, să vă apropiați continuu să vă împărtășiți, să citiți continuu Sfintele Scripturi, pentru că voi aveți nevoie mai mult de cuvintele Scripturii decât monahii care stau feriți în munte, pentru că voi sunteți răniți continuu și aveți nevoie de oblojeala cuvântului Scripturii în fiecare zi. Și voi aveți nevoie să vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului, pentru că dacă nu te împărtășești, ar trebui să ieși odată cu catehumenii, ca să nu faci sminteală, să ieși de la liturghie, pentru că intri în liturghia credincioșilor, în taina în care trebuie să te împărtășești. Și canoanele 8 și 9 apostolice spun clar, cine nu se împărtășește să iasă afară să facă sminteală, că face sminteală. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă, dacă nu ești vrednic să te împărtășești în fiecare zi, nu ești vrednic să te împărtășești niciodată în an de Paști sau a doua oară de Crăciun. Dar intrăm în perioada aceasta în care noi postim și postim și ne centrăm pe a nu mânca. Nu-i de ajuns să nu mănânci. Trebuie să cultivi în tine virtuțile trupești, virtuțile sufletești, virtuți duhovnicești. Trebuie să cultivăm relația de iubire cu Dumnezeu, iubiți credincioși. Pentru că postim ca să ne curățim, facem virtuți ca să ne împodobim, citim ca să ne luminăm, facem milostenie ca să ne muiem inima. Și toate acestea sunt o pregătire pentru unirea cu Împăratul Cerului și a Pământului. De aceea fericit cel care va mânca în Împărăția lui Dumnezeu pâine, adică dacă aici, în biserică, unde ni se pare că suntem în Împărăție, noi nu vrem să ne împărtășim, nu vrem să ne apropiem de Euharistie. Cum credeți voi că în Împărăție veți avea obișnuința, veți avea trăirea, înțelegerea ca să vă împărtășiți din pâinea aceea, din Împărăție, adică cu Hristos dincolo? Dacă noi spunem, dă-ne nouă, Doamne, noi care ne-am împărtășit, dă-ne nouă să ne împărtășim cu Tine mai adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăției Tale. Păi dacă n-ai mâncat mana din pustie, cum ai să te apropii de Euharistie? Dacă nu ai mâncat Euharistie, cum ai să te hrănești tu în Împărăție?
Și dacă tu nu te-ai apropiat de Hristos aici, cum vrei să fii cu El dincolo? De aceea preoții, biscredincioși, au o mare responsabilitate și monahii la fel. Pentru că noi trebuie să fim modele. Nu ne cere Domnul Dumnezeu sfințenia asceților din vechime, să fim ca Antonie Sfântul, ca Macarie Sfântul, ca Eftimie Sfântul. Nu vom putea ajunge niciodată ca ei. Dar putem să avem smerenia și umilința. Să venim cu smerenie, cu părere de rău și cu căință. Cu cât avem mai multe păcate și ei nu aveau, noi trebuie să fim mai umiliți și mai smeriți. Și pentru această umilință, iubiți credincioși, Domnul Dumnezeu ne dă iertare, deslegarea, binecuvântarea și ne învrednicește împărtășindu-ne. Și atunci vrednicia vine după ce te-ai împărtășit. Trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna. În primul rând, clerul și monahii. Stăm în mănăstiri, osteneală peste osteneală, efortul peste eforturi, rugăciuni peste rugăciuni. Și dacă se face liturghie și nu se apropie un monah sau o monahie de euharistie, toată această osteneală se transformă într-un blestem pe capul tău. Pentru că e ca și cum te-ai îmbrăca perfect de săvârșit, ai venit la nuntă și nu vrei să vezi mirele. Mai degrabă n-ai fi venit. Mai degrabă nu te-ai fi ostenit. Pentru că te și mândrești că ai făcut mare lucru și pe de altă parte te și auto-afurisești întorcând spatele la liturghie Domnului Hristos. Deci ar trebui să fie în postul acesta o primerie generală a întregului neam creștinesc și românesc. Ar trebui în fiecare duminică, sărbătoare și continuu să se împărtășească poporul. 3 zile ai postit, împărtășește-te. 1 săptămână ai postit, împărtășește-te. Ai continuat să postești, împărtășește-te, dar postești, te rogi și te smerești. Și în continuu bisericile ar trebui să fie pline, să stea porțile deschise, să se facă liturghie zi de zi în monastiri și în parohii sunt destui preoți care să facă liturghii. În perioada aceasta să vină poporul, să se curățească, să se împărtășească. Și atunci Domnul Dumnezeu ne-ar ferici. Atunci Domnul Dumnezeu s-ar milostivi. Ar veni toate la timpul lor și ploaia și zăpada. Toate s-ar așeza, pentru că depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Dar parcă este un întuneric peste cler, peste arhierei, peste popor, peste preoți, parcă este un întuneric. V-ați temut acolo unde nu era frică. Se tem de Hristos euharistic, dar nu El spune: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și mă odihni pe voi. Nu El spune că de va fi păcate tale ca mohorâciunea care de padă le vă face. Nu spune El pe cruce: mi-e sete de mântuirea și a lui Iuda și a tuturor. Nu spune Mântuitorul Iisus Hristos: luați toți, mâncați toți, beți toți, ca să fiți toți Dumnezei după har. Mănânci Dumnezeu, ești Dumnezeu după har. Mănânci anafură, nu ești nimic. Bei aghiazmă, te-ai curățat un pic. Nu te-ai împărtășit, degeaba ai luat aghiazmă și anafură. Pentru că n-ai înțeles nimic. Lucrarea era de curățire pentru a te apropia de acerescului mire. Dar dacă tu nu te mai apropii și rămâi doar cu tine, ai făcut din tine Dumnezeu, ai făcut din asceza ta idol, ai făcut din rânduieli de bisericești formalist tipic alt idol și n-ai înțeles nimic din postul închinat nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea ne rugăm ca să ne lumineze pe toți, să ne înțelepțească Domnul pe toți, ca să fie postul nașterii Domnului un post de bucurie, un post de primenire, de sfințenie și de apropiere, un post de împărtășire continuă cu Sfintele Lui Hristos taine. Amin.